doar stimați consilieri, oaspeți invitați. Conform dispoziției primarului numărul 2 din 18 ianuarie 2016, este convocată astăzi ședința ordinară a Consiliului Local privind activitatea administrației publice locale Slobozia Mare în anul 2016. La ședința de astăzi avem invitații consilieri, bineînțeles, directorii instituțiilor din localitate, cetățeni și avem oaspeți primarii satelor Raionului Gahul, domnul președinte al Raionului Ogroza, domnul vicepreședinte Calmâc și domnul șef direcției finanțe Codrengo Constantin. Trebuie să se mai... doamna șef administrației publică Dorina Băghean, trebuie să se mai apropie și funcționar director adjunct, șef adjunct inspectoratul de poliție Gahul, toți pentru că au avut niște aplicații. Înainte de a începe ședința, vă rog să onorăm drapelul de stat și imnul Republicii Moldova. Sunteți prezenți astăzi 11, 3 sunt motivați, un consilier este nemotivat. Ce părere aveți privind începerea ședinței? Începem. Cine este pentru aceea ca lucrările ședinței de astăzi să se înceapă, poftiți votați? Împotrivă? Abținuți? Nu sunt. După cum știți, pentru petrecerea ședinței este nevoie de rândul dumneavoastră să alegeți un președinte. Pe cine vă spuneți dumneavoastră președintele ședinței de astăzi? Vă putem vota? Domnul Carasan. Domnul Carasan mai sunt și alte propuneri? Nu sunt. Cine este pentru aceea ca domnul Tudor Carasan să fie președintele ședinței de astăzi? Vă putem vota? Împotrivă? Reținuți? Absolut. Nu sunt. În imposibilitatea de a semna procesul verbal, domnul președinte Carasan, pe cine propuneți dumneavoastră a doua candidatură? Culeva. Culeva Vasile. Cine este pentru aceea ca a doua semnătură în caz de imposibilitatea domnului Carastan să semneze procesul verbal, poftim votați? Împotrivă? Abținuți? Nu sunt. Toate domnule președinte, poftim. Mulțumesc, dar și eu rând și adresat colegilor pentru votul care l-ați interesat. Sper la o colaborare și la operativitate. Adică, conform dispoziției primarului, suntem la curent, toți și-am primit ordine de zi. Suntem la cunoștință cu ordine zi, pentru ca să desfășurăm într-un mod mai organizat și mai inteligent, eu propun să întrebăm un regulament al zilei de astăzi. Pentru raport, cât solicitați, doamna primar? Cât solicităm noi, stimați funcționari, cred că o să ne lăsați cât o să avem care asta. Vă rugăm. Pentru că chiar nu am avut o estimare, dar cred că o jumătate de oră pe perasaurul ce avem acolo noi toți. Așa, vă zic că dacă ne solicită primarul, noi cred că suntem de acord. Până la jumătate de oră, pe prima întrebare. Dar pe cosime, nu cred că nu o să ne interzeceți. Atunci la dezbateri și la luări de cuvânt, de la 3 la 5 minute, da? Da. Cine pentru regulamentul ca raportul de bază să ne ocupe atenția timp de 30 minute și în dezbateri și luări de cuvânt 3-5 minute, vă rog votați. Vă mulțumesc, s-au obținut. Împotrivă, unanim. În privința ordinii de zi, o avem toți. Am primit-o la mână, am studiat-o și profunde sunt referitor la ordinii de zi. Domnul președinte, deci au parvenit acum două cereri între timp, după ce a fost emisă dispoziția. Cererea cetățenii Crăgheva Maria, cererea cetățeanului Acciu Mihail. Și la Comisia de Finanțe și Buget a mai venit o solicitare vinderea terenului cu numărul cadastral 94-22-16-14-004-004. Stimați colegi, cine pentru cei că ordine de zi care avem în fața noastră primim ca bază, vă rog votați. Vă mulțumesc, împotrivă.
Abținuți? Unanim. Propunerile care au fost, propuneți să le votăm în bloc sau în parte fiecare întrebare? Nu. În bloc. Și pentru cei care trei întrebări care au fost propuse doamna primar, fi introdus în ordine de zi, vă rog votați. Vă mulțumesc, împotrivă, abținuți, unanim. Cine pentru cei care ordine de zi fie întărit în întregime cu adăugirile care au fost propuse mai sus, vă rog votați. Vă mulțumesc, împotrivă, abținuți, unanim. Abținuți, să? Nu. Unanim. Părnim la dezbatere. Prima întrebare privind la activitatea primăriei anul 2016. Puțin, doamna. Având în vedere că astăzi avem o ședință mai altfel ca de obicei, mi-am permis să fac și o prezentare mai generală a localității, pentru că pentru prima dată domnii primari sunt la noi în localitate și ar fi păcat să meargă acasă, nu știi de când suntem născuți, noi Slobozia Mare, 1436. Și populația locală a localității 6040, bărbați 1900, femei 3140. Primăria are 13,75 unități, dar lucrează 15 angajați. Și avem și contract de prestări servicii, fără de care nu poate ființa primărie, pentru că știți cum este legislația la capitolul cadre în primărie. Liceu, avem liceu teoretic în localitate, Mihai Ilescu, care are 370 de elevi, 70 de angajați. Gimnazia Alecu Mare cu 230 de elevi și cu 47 de angajați. Grădinița de copii numărul 1, Norița Pai, 145 de copii, 30 de angajați. Grădinița de copii numărul 2, Licurici, 200 de copii, 38 de angajați. Casa de cultură, 5 colective artistice cu 14 angajați. Școala muzicală, 70 de elevi, dar acolo învață aproape toate instrumentele muzicale, 8 angajați, profesor de muzică. Muzeul de istorie și fotografie, unde avem 10.895 de exponate, cu 4 angajați și anul ăsta am avut 1.135 de vizitatori. Stadionul sportiv, care are 400 de locuri, tribune afară, le vedeți, și cu 2 angajați pasnici. Întotdeauna finanțele întrebau, ce faceți voi la stadion acolo? Biblioteca, care are 3 angajați, fondul de carte 12.996, cititori 992 și anul ăsta au creat 5 cluburi copii și chiar și maturi, este ceva interesant, de când Filobateca cu calculatoare, cele de civil și bătrânii, și instituția medico-sanitară publică de Slobozia Mare cu 40 de angajați la 10.100 populație statele vecine. Activitatea economică în localitate, 4 SRL-uri agricole, întreprinderi individuale și SRL-uri care se ocupă cu magazine, barul 39, societate pe acțiuni, fabrica de vin în Slobozia Mare, stații de alimentare 2, școala Auto 1, cooperativa agricolă de producție CAPEC 1, cooperativa de consum Slobozia Mare 1, două farmacii veterinare, două frizerii, două cabinete stomatologice, servicii de reparație Auto 2 și avem și întreprindere municipală Aqua Slobozia Mare, care deservește 1550 de gospodării conectate, dar mai avem încă de conectat. Asta este prezentarea generală, mai revin. Bună ziua, stimați oaspeți, stimați consilieri. Executarea bugetului primăriei Slobozia Mare pentru anul 2016. În anul 2016, bugetul aprobat a fost de 7.845.100. Bugetul precizat 8.926.700, crescând cu aproximativ 1.800.000 din proiectul Fondului Ecologic care l-am avut, 110.000 venituri de la Raion și din corelări care au avut loc cu parcursul anului. Bugetul executat a fost de 7.813.461 lei. De la precizat executat, cauza? Păi, o spun mai jos, mai jos, da? Comparând anul 2015 cu anul 2016, putem observa că au crescut atât bugetul aprobat, precizat, cât și executat. Bugetul aprobat a crescut cu 938.300 din cauza măririi veniturilor proprii, în special a impozitului cu venit. Bugetul precizat, de asemenea, a crescut cu 2.126.684, tot, cum am spus mai înainte, din proiectul Fondul Ecologic și alte venituri. Și bugetul executat a crescut cu 808.127.000 lei. Veniturile
primăriei Sobozia Mare sunt constituite din venituri locale, venituri de la stat, de la raion, venituri de învăzare terenurilor. Putem observa că o mare parte din venituri sunt veniturile de la stat, de 5.225.700, venituri care sunt îndreptate spre întreținerea instituțiilor publice, grădinițele, școala muzicală și cultura. Veniturile proprii, în sumă de 2.387.146, venituri de la raion. Am avut parcursul anului 2016 de 109.950 lei și venituri din vânzarea terenurilor 90.665. De asemenea, făcând o analiză între anul 2015 și 2016, putem observa că impozitele și taxele locale au crescut aproximativ cu 5-600.000 lei, crescând veniturile proprii din impozitul pe venit, din lucru cu restanțierii. Vânzarea terenului în anul 2016, cum am spus și mai înainte, a fost de 90.665 de lei. În infrastructură, pe parcursul anului 2016, au fost executați 400.000 lei. Suma însă ar fi fost de 1.900.000, dar proiectul cu fondul ecologic nu a fost executat. Primăria a încheiat contractul cu fondul ecologic, cu antreprenorul, dar fondul ecologic nu ne-a mai transferat banii din cauza crizei sărăciei din țară. La salarii și întreținere a fost cheltuită suma de 4.904.322 lei. Au crescut puțin deoarece au crescut salariile în învățământ. Iar veniturile de la raion, cum am mai spus, au fost în valoare de 109.950 lei. Mai mici ca mai mici ca mai mici. Secretarul Consiliului Local, în 3 luni de zi. În anul 2016, Consiliul Local s-a întâlnit pe 8 ședințe, dintre care 5 ordinare, 3 extraordinare și au adoptat 165 de decizii. Ședințele comisiilor de specialitate au fost în număr de 8 și au fost adoptate 165 de decizii. Dispozițiile emise de primar, individuale, 81, normative 151, în total 232 de dispoziții emise de primar. Servicii notariale, din care fac parte contractele de vânzare-cumpărare, au fost realizate 104 contracte, contracte de donații 27, iar testamente 12 și procuri 69. Certificate eliberate pe parcursul anului 2016 sunt în număr de 2068. Au fost înregistrate contracte de arendă 865, iar autorizații de sinistrare și construire 6, certificate de urbanism au fost înregistrate 9. Căsătorii. Nu era de parte să mă... În anul 2016 au fost înregistrate 24 de căsătorii. Se observă o scădere față de anii precedenți. În anul 2016 au fost înregistrate 46 de naștere, o scădere față de anul 2015 și... O creștere față de el. O stabilitate față de ceilalți ani. Dar e trebuie să scadă. Da. Totuși, față de anul trecut, este o scădere. Nu se căsătoresc. Nu se căsătoresc. Din păcate, în anul 2016 au fost înregistrate 81 de decesuri. Dar de ce? Față de anii precedenți, cifra este... Creștere. Creștere. Vârsta medie a decedaților în anul 2016 este de 69 de ani, față de anii, de exemplu, 2014, când este de 66. Pensionarea cetățenilor în anul 2016 au fost pensionați 120 de cetățeni,
Este o mică descreștere față de anul 2015, dar o creștere față de anul 2013 și 2014. Din păcate, incorporarea în Armata Națională este în scădere. Anul 2016, având un singur recrut în Armata Națională, o scădere față... Toți bolnavi. Toți psihotare. Da, psihotare. Mulțumesc pentru acest sfier, onorat oaspeți, numesc Ciuc Petru, care nu știi, care nu știi. Nu știi de ce 10 zile. Reconsultația noastră. Da, dar un specialist care ne lași cu ceași cadastru. În anul 2016, situația funciară a satului de mare a stat în felul următor. 10.907 hectare, suprafața totală a satului, dintre care cea mai mare parte sunt de numai proprietate privată, 6.888, întreg 63 hectare, terenul în proprietate publică a primăriei, sunt 1.811 hectare și terenul în proprietate publică a statului, 2.287 310 hectare. Terenul în proprietate publică a statului, care constituie 2.287 310 hectare, dintre acestea, cea mai mare parte ocupă arele protejate de stat, adică rezervate cu de jos, constituie 1.691 hectare, Silva Sud are 448 hectare, terenul destinat de industrie, transportul și telecomunicațiilor și al cu alte destinații speciale, 104. Aici între drumurile și alte terenuri. Arabia, statul are 3,2 hectare, în Intravilan, statul deține 25,39 hectare. Terenul proprietate publică a unității administrative teritoriale Gorozia Mare constituie 1.811,37 hectare, dintre care cea mai mare parte ocupă pășunile, 749,64 hectare. Sub agri avem 276 hectare, plantații forestiere 1.193,84 hectare, Arabia 69,04 hectare, iar în Travelan avem 94,36 hectare. Terenul aflat în proprietate privată constituie 6.808,53 hectare, pe care cea mai mare parte este terenul Arabia. Pădroaga este și ea, tot o suprafață bunșoară, 800 de hectare, plantații multianuale 855,85 hectare, în Intravilan, 397,14 hectare. Aici cred că vin eu, că 60% creză de specialiști, una din doamne are, face școala de acum și a dat un an. Aici stăm, poate nu chiar atât de bine, dar zic că este o tendință de a ne corecta, pentru că s-o poziția mare până la capitolul acum la impostelor, am fost restanțieri, cred că e de din amnistia și putem și oameni, și oameni și noi. Deci la impost funcția persoane fizice, vedeți față de 2015, ne-am predicat puțin, 69.839, impozitul pe bunuri imobiliare, o mică restanță este cineva care are și plătească, este cam așa cum s-a calculat, ca aproape să la fel. Impozitele la gospodării țărănești au scăzut, dar au scăzut de aceea că dumneavoastră știți că acum se vând foarte multe terenuri și automat se radiază gospodării țărănești, nu mai avem. Și au fost calculați, dar între timp au avut după mult, s-au radiat și de aici s-a micșorat venitul la noi. Impostul pe pășuni, aici suntem restanțieri, cu adevărat, dar avem și vinderea oilor parte din ciopani și-au vândut oile și-au plecat în lume, dar avem și o restanță de acumulat încă. Magovid, că nu știu cine, am mai vândut, da. Și amenajarea teritoriului puțin a mai crescut față de anul trecut, deci avem 29.389. Asta e asta ce am făcut timp?
Doamna Tatiana, asta este social. Activitatea este în social, pe anul 16. Subiectul în comparație cu 2005, numărul de familii social vulnerabile, în 2015 am 24, 2016 25. Numărul familiilor monoparentale, 2015 35, 2016 29. Numărul copiilor cu părinți plecați peste hotare, 2015 89, 2016 65. Numărul copiilor aflați sub tutelă curativă, 2015 3, 2016 11. Vârstnici singuratnici, singuratnici, 30, 30, 2016. Persoane scrise la parc, 18, 2015, 2016, 16 persoane. Copii aflați în situație de risc, 32, 2015, 2016, 2017. Persoane care au beneficiat de ajutor social, 78, 2015, 38, 2016. Persoane care au beneficiat de indemnizații pentru perioada 10 anului, 186, 2015, 2016, 391. Persoane care au beneficiat de ajutor material, 2015, 182, 2016. Avem din păcate și de părinte căzut din dreptul părintești, 2, 2016, 2 persoane. Mulțumesc. Mă numesc Nicolae Albuț, sunt director Casei de Cultură. După cum știm cu toții, Casa de Cultură este instituția publică care are drept scop prioritar organizarea vieții culturale a unei localități, prioritatea și valorificarea patrimoniului cultural, mobil și imobil, depistarea și promovarea tinerilor talente, prestarea serviciilor culturale. Conducându-ne după aceste noțiuni, pe parcursul anului 2016, lucrătorii Casei de Cultură au organizat și au participat la mai multe manifestări culturale, și anume, am avut filmări și înscrieri de colindi în luna ianuarie. Tot în luna ianuarie am avut serata muzicală literară închinată poetului Mihail Eminescu, concert închinat Zilei Internaționale a Femeii în luna martie, concert de caritate Centru Filantropic Steaua de Cristal de la inimă la inimă tot luna martie, concert cu fanfara pentru turiști din mai multe țări pe 13 martie, mitingul închinat eroilor căzuți în cel de-al doilea război mondial, am evoluat cu fanfara de maturi și de asemenea am organizat și Hora Satului, concert în fața Casei de Cultură Asociației de Băștinași Baștina Mea Slobozia Mare, tot luna mai. Am participat la Festivalul Internațional Etnofolcloric Dulce Floare de Salcâm, ediția a 8-a, 15 mai. Am participat la manifestările dedicate Zilei Comunei Golești, România, diplomă de excelență, 21 mai, Festivalul Cântecului și al Dansului Popular Floare de Salcâm, Marele Premiu al Publicului România în Surăței, județul Brăila. Am participat la Festivalul Ziua Internațională a Dunării, Giurgiulești, în luna iunie. Participare la emisiunea televizată de către Publica TV, Eu sunt Moldova. Concert pentru săteni, un ajutor satului de la migranții slobozeni, 21 august. Am participat la Festivalul Internațional de Folclor Meșterul Manole, ediția 11-a, Creuleni, 26 august. De Ziua Independenței am participat cu orchestra de fanfară și grupul de majorete la sărbătoarea teatralizată a orașului Cahul, 27 august. Concert închinat Sărbătorii Naționale Limba Noastră Cea Română, 31 august. Concert extraordinar expoziții la Festivalul Dansului și Cânticului Popular la Colibaș, organizator Universitatea Tehnică a Moldovei, 19 septembrie. Hramul satului la Slobozia Mare, sărbătoare teatralizată cu concert, expoziții, concursuri, 8 noiembrie. Concert în fața primarilor din mai multe sate din țară, asta am scăpat în luna iunie. Evaluarea orchestrei de fanfară la deschiderea clădirii instituției rezervației Frutul de Jos, cu participarea Ministrului Mediului, luna noiembrie. Concert în fața spectatorilor Comunei Florești din județul Cluj, România, la Ziua României, la 1 decembrie.
Participare apreciată de colindători la masa rotundă cu reprezentanții secției de cultură Cahul, Ministerul Culturii și organizația UNESCO. Colectivul nostru de colindători este membru al cărții UNESCO, anume pe colindele de 10. Participare cu ceata de colindători la Cahul, la un concert de benefacere, 10 decembrie, Carnavalul Slobozia Mare, 30 decembrie. Participare la Festivalul Internațional al Sărbătorii de Iarnă Capra Turca Breaza, Crihana. Și de asemenea am participat și la Festivalul de Iarnă Florile d'Albi, Cahul. Astea au fost măsurile principale unde am luat parte cu Casa de Cultură. Mulțumesc. 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 În fiecare an competițional, principalul sport în sat e fotbalul. Echipa este susținută cu Consiliul Arnau, primărie, infrastructura la stadionului 100% făcută de primăria Slobozia Mare. Participăm cu echipele de copii în Campionatul Republicii Moldova și echipa de seniori în Campionatul Republicii Moldova. În campionatul 2015-2016, echipa de seniori s-a plasat pe locul 5 în divizia de sud, echipa de copii undea 14. S-a plasat pe locul 1 și undea 12 și locul 4. A fost cupa între asociații raionale în care se petrece odată la 2 ani și fiecare asociație care câștigă reprezintă Republica Moldova în turneul cu alte țări. Raionul Cahul au participat 16 raioane din Slobozia Mare, toate meciurile au avut loc la Slobozia Mare. În componența echipei din 18 jucători și mai 14 în localitate, am ajuns în final, am pierdut finala la Soroca. S-au de trecut pe parcursul anului competiții sportive, trenda națională atletism, mini-fotbal, cu sprijinul și din bugetul primăriei. De ziua limbii, competiții sportive. Din august s-a reluat campionatul Republicii Moldova, ediția 2016-2017. Pe moment, în divizia de sud, sunt 14 echipe. Și participăm cu 3 grupe de copii, 14-12 și respect Liga Under 10. De 8 noiembrie, hram localității, competiții sportive, softball, atletism, mini-fotbal. Primul anul trecut, în ianuarie, am câștigat cupa orașului, primarul orașului Cahul. Anul ăsta e în derulare, participăm și suntem pregătiți pentru returul campionatului Republicii Moldova. Vă mulțumesc! Șeful de post nu s-a apropiat, dacă permite, domnul președinte, când vreți să-l apropii, sau? Da, poți să o lăsăm, o să vedem. Când se apropii, că e bine să zică ei. Deci, fără mii spre trebunite. Și acum, câteva minute, despre infrastructura anului 2016, investiții în infrastructură. Deci, am iluminat pe strada tineretului. Da, dar nu mă dau la pământ. Faceți loc aici, să așeze, domnul aici, hai, poți, dar să-i așez. Dar vreau să mai faceți loc. Așa. Așezați-vă, vă rog. Jumătate secundă se trezea, dar așa... Ei, nu, ce faci? Da. Deci, eu lumea stradală, uite, 1000 de anul ăsta am reușit să facem, din bugetul local, 63 de lei, și mai avem dat pe anul ăsta, mai jos, vreau și o să ne votați. Da? Mai departe. Lucrări de reparație de amenajare a cimitirului, pentru că se cerea, era cam urât acolo, 64.000 de lei local, cu porți, cu... Fațada edificiului, o bucată din clădirea asta unde stă centrul de sănătate, este și a primăriei, acolo încă mai avem niște discuții, dar sunt reparațiile făcute de 42.000 de lei, unde este află astăzi mod telefonul cu chirie la noi, 42.000 de lei local. Pe strada 39 și Unirea au fost niște turi sparce, 24.94 buget local. Reparația străzii nu fiind loc ceea ce mi s-a dat Consiliul Raional, dacă vedeți, rupturi, cărături și tot așa, care mi s-a dat dumneavoastră 30.000 de lei, da? Acele 80.000 de lei care mi-a dat Consiliul Raional pentru proiectarea tehnică este aceeași stradă,
pentru că totdeauna o astupăm și o cărăm și nu știu ce, dar ea necesită, care duce spre la Corbeleu, necesită să-i se facă o construcție capitală și 80.000 de lei de la Coselan a făcut deja proiectul tehnic aceste străzi. La grădinițe anul ăsta nu avem mari investiții, dar am axat pe procurare de inventar gospodăresc și didactic din bugetul instituțiilor, deci sumă de 72.555, echipament personal tehnic, jucării, motocoasă pentru grădina lor, mochet, inventar moarele, jele de pat, inventar bucătărie, mobilier, deci pe aceste lucruri am această masă bugetul local, 23.000 și tot ce mai este accesorii aici, da? Și sigur că am avut și activități și evenimente, diferite activități și evenimente, mergem la mai departe. Una din marile realizări, spune noi așa, constituirea Asociației de Băștina și Vaștea mea Slobozie Mare, în cadrul proiectului Mediu, Migrație și Dezvoltare Locală. Deci noi suntem într-un proiect de un an, mai bine de un an, care suntem finanțați de Guvernul Elveției, dar implementarea proiectului cu suma de 20.000 de dolari va fi în 2017. Și în cadrul acestui proiect a trebuit, așa erau condițiile donatorului, să constituim o asociație a celor plecați de acasă, migranții, pentru că așa se cheamă proiectul Migrație și Dezvoltare Locală, și să implicăm și pe cei plecați de acasă să ne ajute cu un lei, cu un bănuț, să dezvoltăm localitatea. Și aici e prima ședință de constituire. Da, mergem mai departe. Un eveniment 580 de ani, ceas aniversar Slobozia Mare, care a avut loc în iunie 2016 acum, și totodată a făcut a doua ședință a Asociației de Băștinași, dacă la prima ședință au venit cei de la Chișinău, la a doua ședință au venit Slobozirii din Calcul, aveți acolo dreapta, și iarăși frumos, muzeu și toate cele frumoase, așa, mergem mai departe. Am amenajat o clumbă cu flori aici în centrul satului, în parteneriat cu băștinașii, cu grețele copii mărădoși și cu serele Slombar, tot domnul Tudor Carastan, ne-a cumpărat clumbe astea frumoase așa, și împreună cu copiii, cu băștinașii, era o citație de o rară frumusețe acolo. Zilele de aspuri le-am făcut la Slobozia Mare, unde au venit cei plecați, știți că în august ei vin acasă, și am mers acasă la slobozeni care au fost peste hotare și s-au întors înapoi acasă și au făcut câte o mică afacere pe care noi îi susținem și suntem în parteneriat. Acolo este vorba despre casa cetățeanului Muță Blând, Igor și Elena, care nu numai că flori, florile și sunt foarte frumoase și până către unul, dar chiar au și serele de legume foarte impunătoare așa, oamenii au fost peste hotare, au investit. Și ca să nu uite slobozenii de unde au plecat, familia Sasu, a consilierului Sasu, ne-a învățat cu scuții să nu îi uităm cei care pleacă de acasă, să le aducem aminte de Slobozia Mare printr-o mâncare care numai noi se face. Cu scuți. Este ceva de deosebit. Da, exact, pentru că este la băuțel, este vorba despre apă, ouă și făină și în covată veche de lemn. Și într-adevăr, acolo și trece. Și tot în același proiect Migrație și Dezvoltare Locală despre care vorbesc eu, este vorba despre semnarea contractului de donație al Guvernului Elveției de 20.000 de dolari. În acest proiect noi am mai beneficiat de camera de filmat care ne filmează astăzi ședința, de un laptop nou, de strategie de dezvoltare localității care ne-a fost dată site-ul primăriei, da, ne l-au creat. Și în cadrul acestui proiect, deja s-au pornit donările. Deci este o platformă care se cheamă Guvern 24, în care băștinașii noștri plecați de acasă, imediat, băștinașii noștri plecați de acasă, donează cât vor ei. Un euro, 5, 10. Deja avem adunații 940 ceva de euro prin platforma Guvern 24, acum o să vă arăt. Noi ce facem? Îi promovăm și apropo avem și o doamnă consilier care a donat și am zis așa să o punem aici ca să se mulțească și eu alți consilieri și îi postăm pe rețele de socializare, pe Facebook, pe Nazna Classic și lumea vede și te mobilizează și vine fiecare câte o donație, așa și e frumos, e frumos, e pentru satul nostru.
Îi postăm și le mulțumim. Domnul Petru Chiriac, marele sindicalist al țării, este obozean. A durat 100 de euro. Așa, și acum, dacă îmi permiteți, vreau să vă arăt haioare. Deci, aici sunt guvern 24, guvern 24. Și aici, suntem 23 de sate din Republica Moldova. Deschideți, găsiți Slobozia Mare. Asta eu, știți ce fac acum? Fac un apel la donație. Și dacă dumneavoastră vă este greu sau nu aveți bani pe card, noi astăzi primim în numerar cu o listă care vă semnați. Iată, apă de calitate pentru Slobozia Mare, cum este o filmuleț, nu mai deschidem că nu avem timp, dar avem 24% deja adunate, noi trebuie să adunăm, bugetul, hai să vedem bugetul, bugetul e mai jos, da? Iată bugetul, buget total e 39.892, grantul elveției 20.000 dolari, apele 15.882, spuși deja prin decizia Consiliului că am aprobat buget pentru 2016 și donat 4.000 de euro trebuie să le adunăm cu oamenii de sat, cu cei de casă, cu cei plecați de casă. Și am adunat 948. Eu zic că e puțin, dar e și mult, că de-abia ne-am pornit, cred că nu o să vină. Și am dat cum apare, cu de azi, Ștefan Cazangiu a dat 20 de euro. Alina Gărmeț, fata că e o funcție simplă, a dat 5 euro. Olga Rotaru, o să spună Olga, e 10 euro. E Caterina Rotaru, este o doamnă din Italia, de altă, 100 de euro. Și apar, Felicia Mocradil, ce vedeți cum apar? Apar oamenii direct. Și noi ce facem? Îi luăm poza de pe internet și îi facem un mesaj și îl postăm înapoi și omul se simte mulțumit că noi l-am luat în seamă, i-am atras atenția, onorat, exact, da. Și acum cam așa apar oamenii pe rețele. Deci asta a fost condiția proiectului. Donatorul, știți că de fapt toți donatorii dau, dar trebuie să fie și implicarea noastră. Iar acest donator s-a gândit să implice pe cei plecați de acasă, pentru că poate sunt moldoveni peste hotare bine așezat și pentru el o pizza care n-ar mânca o azi, care costă la noi nu știu câți euro, da? Și mai poate, mai este și donația prin MoldCell, un SMS, costă 24 de lei. Dar Slobozia Mare nu are MoldCell, e mai puțin MoldCell, suntem la Orange și aici devine mai greu. De-aia vă rugăm donați, dacă puteți. Tot în vara anului 2016, au fost în vizită 30 de femei primari din toată Republica Moldova, rețeaua femeilor primari de la Congresul Autorităților Locale din Moldova Cal, unde sigur că, iarăși, cum spunea Nicolae cu fanfare, am primit la muzeu, la fabrica de vinuri, au văzut cum se renovează, este foarte frumos fabrica de vinuri, la Casa de Cultură, aici am discutat. Hramul satului este o tradiție deja la noi, în care colectivele vin cu ce au ele mai frumos în foaieul Casei de Cultură, pentru că a fost vremea mai rea, anul trecut am fost afară, dar anul ăsta înăuntru, în foaie, dar foarte frumos, a fost mai bine ca anul trecut. Ia uitați-vă, domnul Tudor Carasană avea acolo și ăsta care face teascu era acolo, curgea mustul. Și brânza, numai ce proaspătă musă, se scurgea în căldare. Deci foarte frumos, cu gard făcut cu copul, struguri de poamă și fiecare instituție, liceu, gimnaziu, centru de sănătate, fabrica de vin, dar n-am găsit poze, nu știu unde. Probabil că nu am găsit nicio poză. Și fabrica de vin a participat aici. Deci a fost foarte, foarte ingenios. Au venit cu tot ce au ele mai aceste instituții mai frumos să le arăte și să le încânte. Aceea e grădiniță numărul 2, mă pare de aia frumoasă, seamănă așa cu directoare. Și tot aici, și tot în cadrul vizirei de clau, 8 noiembrie, deci partea a doua, am făcut frățirea satului Slobozia Mare cu Comuna Florești Cluj, care s-a datorat tot unei băștinașe plecate de acasă, are rădăcini aici, acolo sus, vedeți, la mijloc, între domnul primar de la Florești și eu, este doamna Adela Becheres Mare, este nevoata lui Gheorghe Mare, gospodar de la noi din sat, care la 1918 a votat unirea. Deci și ea a contribuit la faptul ca să ne înfrățim noi aceste două localități, pentru că localitatea lor e mare, are 30-32 de mii populație sub Cluj, se spune că este dormitorul Clujului.
dar nu trec la statut de orășel, deoarece pierd investițiile europene ca sat. E dezvoltat bine, dar și păstrează statutul de sat, numai pentru a nu pierde investiții europene. Și noi nu îndrăzneam să ne împărțim cu ei, că erau prea mari și prea buni pentru noi. Dar să știți că sunt oameni cu inima mare și cum se cade, deci de-a noștri, da. Și a făcut împărțirea aici la noi, la Casa de Cultură. În cadrul împărțirii, vedeți, pe obi scenă dansează cei care au 50 de ani și mai sus toate cuplurile rezistente în ani. I-am invitat pe toți, i-am pus să valseze așa cum a valsat în prima dată când s-au căsătorit, cu cadouri, cu flori, frumos a fost. Am jucat cor împreună, mergem mai departe. Și la 1 decembrie am mers noi să parafăm acordul la Dâșii, la Ploiești. Acolo a fost parafarea acordului chiar în plenul ședinței Consiliului Local al Dâșilor. Da, vedeți, acolo să zic și consilierii dumnealor, au mers și de la noi consilieri. Și acolo jos, și toată echipa care a mers de la Slobozia Mare, cu dansatori, cu consilieri, vreo 40, 30 la 40 persoane a fost. Cu bani de buget local. N-am scris acolo. Sigur că avem și probleme mai puțin frumoase, dar care sunt ale noastre și trebuie să le rezolvăm. Este vorba de curățenie la cimitir și o facem în parteneriat cu instituțiile publice, cetățenii, și anul ăsta ne-a ajutat fabrica de vinuri cu un veceu la cimitir, care le mulțumim. Sunt aici instituții, copii, elevi, cetățeni, așa o facem în fiecare an. Am lansat noi, nouă nepasă, vrem un sat curat, o campanie de colectare de pietruși și de culoace, care le avem noi toți, nu știu cum faceți dumneavoastră. Noi chiar dacă le ducem la gunoi, cea care este gunoi și autorizat, oricum vântul le duce, le spulberă și le duce pe toate câmpurile. Este o problemă națională, eu zic și nu mă tem să o spun. E prea puțin să le adunăm și le ducem la gunoi și autorizat, atâta timp cât nu este să facă ceva cu ei în țara asta. Când le-am dus noi și le-am pus acolo, asta nu e rezolvare. Sau nu știu, sunt strategii de mediu. Avem un proiect frumos care cu ajutorul bibliotecii l-am implementat, o floare pentru Slobozia Mare, care iarăși la hram am dat premii cea mai... Deci în ce costă proiectul? Cât mai multe gospodării pe o stradă să iasă gospodinele stradă și să pună flori și noi la hramul statului dăm locul întâi și premii. Și așa, cele mai frumoase le-am pus aici, deci femeile ies în stradă, pun flori, e frumos, ne bucură ochiul. Da, așa niște lucruri frumoase. Pe lângă gard, sigur. Alții se mai tem că iese o oiță, iese o găscoliță, dar încet, încet încercăm să mergem mai departe. Da. Am fost invitați deja al doilea an, suntem la Ziua Națională a Portului Popular, anul ăsta îi spune, anul trecut era Anțăr, de fapt, ziua ei, dacă mai țineți minte, unde Muzeul de Istorie și Etnografia nostru și împreună cu mama Catiță Oriță, acolo cu doamna de la Radio Țina Izbaș. Mama Catița Pană este muzeu la Slobozia Mare, casa ei este casa muzeu, intrat în circuitul de turiști. Unde noi ne-am expus ce avem noi mai frumos la muzeu, din Ziua Portului Popular, național. Și mai avem o tradiție, noi la întâi, eu eram aici pe stradă, dar celălalt fete erau pe la centru de sănătate, pe la magazine, pe la... Punem mărțișoare. Mergem și punem la toată lumea mărțișoare. Chiar și dacă stă doamna Elena cu bolnavi în birou, noi tot mai intrăm și punem mărțișoare. Și pe la piață și pe unde putem. O tradiție și frumos, oamenii se simt... Deci facem din lucruri mici, lucruri frumoase, ca zic așa. E plăcut. Vă mulțumim. Pentru atenție și nu uitați de donație. Mulțumim, doamnă primar. Domnul Constantin, îți trebuiați în urmă, dați-i pagina. Bună ziua, am întâlnit bună ziua toate persoanele de sală. Eu mă numesc în Emanuel Franchel, sunt locul din poliția, privesc în calitate de șef de post, o fost perioadă de sector, însă a Slobozia Mare. Parcursul anului 2016 au fost întâlniri de grup cu cetățenii statul Slobozia Mare, număr 20, contravenții săvârșite în statul Slobozia Mare, au fost înregistrate în registrul de evidență numărul 2, 172, demersuri și petiții înregistrate la cancelarea Inspectoratului Poliției Capul, au fost înregistrate 46 și toate soluționate. Aduceri selective.
noi în instanță de drept a persoanelor care nu au dorit să se schimbe la organ de drept a fost număr 34. Infracțiuni săvârșite pe teritoriul satului Slobozia Mare au fost înregistrate 17. Persoane în fața rezidență chiar de când satul Slobozia Mare s-a aflat 42. Persoane care fac abuz de alcool sunt 27. Persoane cu antecedente penale neextinse la moment sunt 23. Persoane care dispun legitim de arme de foc, teritoriul satului Slobozia Mare sunt 56. Vizite în cadrul Comisiei Multidisciplinare Copii cu riscuri în familie socială vulnerabile au fost administrate 42. Cel mai frecvent avem probleme cu familie social vulnerabile care întrebuințează gând băuturea bolșe și practic aceleași persoane în decurs de o lună, dacă se face în statistică, tot aceleași persoane se adresează la poliție cu aceleași probleme. Indiferent cât noi faci cu ei și cu Comisia Multidisciplinară, vizite, discuții, oricum, mare este frumos. Sunt atrași la răspundere contravenționale, oricum. Primesc amendă și apoi ia, să vă mulțumim să întrebări. Eu țin să-i mulțumesc, doamne primar, pentru raportul lărgit, pentru tot ce ne-a arătat și ne-a demonstrat. Ne-am mai recapitulat odată că noi am fost participanți, martori, și ocular și auditiv, dar în principiu se dovedește pe cine vrea face. Cine vrea face, cine are de gând să facă, caută condiții, susțineri, finanțări, cine nu, cred că caută pricini, de ce n-am putut să fac și în sumă viața merge înainte. Dar cum ne arată filmul, și cum spuneai că viața bate filmul, în viață eu leagă altfel, e cu greutății, cu probleme, n-ai voie să ai temperatură să bolești tăman când vin românii sau doamne când dansuri, dar de-aia a vrut să fie primar și noi o susținem cât putem și dorim succes. În orice caz, încă o dată ne dovedește experiența noi că cine vrea face asta, să o știți. O spun din suflet. Dacă cu prima întrebare nu mai sunt adăugiri, nu mai sunt completări, eu țin să tragem liniște, să fac o propunere, să luăm act de raportul care a fost prezentat. Nu mai este ca stilul vechi să-i dăm notă, satisfăcător, nesatisfăcător, luăm act de raportul prezentat de toți și la toți colegii sau angajații mei care cu emoții, dar e bine acum cu studenților noștri când absolvesc, toți acum dau un scris examen și când vin ca specialiști nu pot să vorbească, nu pot să dirigeze cu oameni. Că dau un scris și pierd darul vorbit. Azi că i-ați pus în față și i-ați mai pus să vorbească, să deprinde cu poporul, cu rapoarte, cu dări de seamă, e mai căriți, e bun. E experiență destul de bună. Vă mulțumim pentru acest fapt. Să mai spuneți cine pentru cei ca pe prima întrebare să adoptăm proiectul decizii care le avem în fața noastră. Vă rog, votați. Vă mulțumesc. Împotrivă, abținuți unanim. Întrebarea numărul 2 cu privire la corelare bugetului aprobat pentru anul 2017. În baza legii bugetului de stat pentru anul 2017 se propune corelarea bugetului primăriei Slobozia Mare, atât la venituri cât și la cheltuieli, în sumă de 68.600, cheltuieli care vor fi îndreptate spre procrarea produselor alimentare la grădiniță, la îndreptăție. Deoarece s-a mărit norma la alimentație de la 17.20 la 21.00. Vă spuneți, avem întrebări? Cine te duce că acest proiect decizii să fie adoptat? Vă rog, votați. Vă mulțumesc. Împotrivă, acționuți unanim. Întrebarea numărul 3. Cu privire la modificarea bugetului aprobat pentru 2017 și soldul, spuneți. Da. Proiect decizie numărul 3. Cu privire la modificările din bugetul aprobat pentru anul 2017. Putem spre îndreptarea soldului de mijloace bănești, formate la situația de 1.1.2017, sumă în valoare de 869.000 lei, pentru reparația trotuarului strada Unirii, 270.000 de lei, pentru iluminare stradală, strada Nufirilor Mihai Eminescu, Nicolae Pan, stratul Țării, Tineretului și reparațiile străzilor Ulița Mare și Unirii, cu suma de 122.516 lei. Reparația strada Ștefan cel Mare. Stimați colegi, îmi cer scuze, dumneavoastră. Aveți cifrele în față. Aveți întrebări, lămuriri. Noi la comisie am discutat întrebarea referitoare la repartizarea soldului disponibil.
au fost discuții, cu tot ceea ce aveam pe prima pagină propus, sunt proiecte, sunt calculate, adică sumele nu s-au alocat în viziunea cuiva, dar pe toate articolele care sunt prezentate aici sunt proiecte cu deviz de cheltuieli anexate și toate sunt propun spre discuția noastră. Aici o modificare, doamna, mi-aduceți aminte, avem la 12.000, unde la editarea cărții Slobozia Mare ne-a rugat, ne-am consedat de nostru și paralel am parvenit o solicitare, cum aici era preconizat să stimulăm participanții la luptătorii din Afganistan și am mai avut o propunere să dăm și la cei din la Transnistria. Că aici dacă mai bine să nu deschizi tema, dacă o deschizi, să o deschizi pentru toți. Și să propune să luăm 2000 de aici de la carte, să lăsăm 10 și să dăm un pic ca să-i stimulăm și pe unii și pe ceilalți. Aveți ceva împotrivă? Ori e acord, ori ceva n-ați înțeles. N-am înțeles nică. La acordul ECO 22910. Este și acord. L-ați văzut? A patrulea de jos. Aici s-a alocat spre 12.000 pentru editarea cărții Slobozia Mare de Dumitru Pasat. 500 de exemplare ne-au solicitat. La comisie, când a venit, n-am avut un să luăm de altă parte. 2000 stăm și la Transnistria. Și luăm 2000 de la dânsul, lăsăm 10 la carte. 1600. Și carte mai puțin? Da, carte mai puțin. Mai puțin exemplare. 400 și câte să iasă acolo. Și la, le dăm și la aștept de la Transnistria să fie odată cu aștept la Transnistria. Vă rog să explicați la codul 22500. Da? 26.000 reparația trotuarul în strada Unirii. Continuăm. Asta e continuare mai departe? Da, da. Era la Cărămii Dării. Până la fabrica de vinuri, da? Până la fabrica. De atât am întrebat că anul trecut, când s-a împărțit soldul, tot așa, s-au dat niște o sumă de bani care a fost repartizată în altă parte, s-a luat ca datorie pentru o strada Unirii. Azi iar văd iar strada Unirii. Aceea era datorie. Datorie era. Și acum ea merge o sumă și trebuie că v-am întrebat, nu prea înțelegeam. Alocare. Și aici trotuarul lecuții că o să fie mai lat, pentru că anul trecut ți-l respecte așa așezat acolo. Da, da, acolo și termine mai departe. Pentru jumătate și pe ambele părți o să fie bordura. Da. Încă întrebări? Am înțeles. Dacă nu se întrebări, eu... Pun la vot, da? Cine pentru ceea că acest proiect de decizie să fie adoptat, vă rog votați. Vă mulțumesc. Împotrivă, obținuți, unanim. Ceva nu vă rog. Privire la aprobarea contractului de prestări și servicii pentru anul 2017. Examinând necesitățile activității și funcționării APR Slobozia Mare și în scopul soluționării problemelor populației satului, se propune spre aprobarea contractelor de prestări servicii pentru anul 2017, după cum urmează. Covace Caterina, responsabil de Arhiva Primăriei pentru subvenționarea cetățenilor, perfecționarea dosarelor recruților și incorporarea, cu suma totală de 25.962 de lei. Rotar Mariana, de servicii de secretar de fier, 14.841. Culeva Ion, actualizarea și întreținerea paginii web a primăriei, 22.950 de lei. Bogdan Vladimir, servicii juridici, 10.800. Acțiu Fedora, faza de informații. Stimați colegi, aveți tabela în față, studieți-o. Dacă sunt întrebări, vă rog frumos. Dacă nu sunt întrebări, eu supun vot. Cine pentru cei că acest proiect decide să devină lege, vă rog votați. Împotrivă? Abținuți? Unanim. Cu privire la aprobarea programului de activitate a unităților comerciale. Mai spune și din greșeală sau multe intenții, la comisii s-a discutat și întrebarea dată. Noi nu avem nimic aici, este datare, am înțeles că e aceeași stație de alimentare. Vento, da, în loc de Petro. Pe Vento sau datariu? Cine e datariu? Ei se dea Vento pe aia. Așa. Adică, parcă n-am avea nimic împotrivă, dar propunem, comisia propune, că
pot să lucrez 24-24, noi am hotărât barurile să nu lucreze că avem destule cadre, dar aici de la o oră anumită, zicem de la 10 sau de la 9, în dimineață, e trebuie să fie băuturi alcoolice. Adică noi de-ai drept să vândă băuturi alcoolice. Dar este legislat. Este legislat. La ora 10, da? Da. Se respectă legea. La ora 10 nu mă să fie alcool. Adică noi nu trebuie să-i îndrumăm, să respect legea. Automat e subînțeles. Dacă este așa, nu am fost în tine. Da. Atunci vă mulțumim. Ce propunem mai avem? Să v-ați spălit. Nu se trebuie. Cine pentru ceea ce acest proiect de decizie să fie aprobat, vă rog votați. Vă mulțumesc. Împotrivă, abținuți unanim. Cu privire la aprobarea planului de lucru al Consiliului Local pe trimestrul 1-2017. Stimați consilieri, aveți în față proiectul de decizie numărul 6, cu privire la aprobarea planului de lucru al Consiliului Local pe trimestrul 1-2017. Care sunt propunerile de dumneavoastră? Comisia de administrație vine cu propunere cam pe cam luna martie să comunice proiectul de activitate a spitalului. Nu, legătură cu... Eu totuși am propus, fiindcă vreau să spun că medicina nu știu mai cui până când, știți? Și vreau... Ai onului! Nu mai este, ea satului și satului. Vreți cuiva să-i dați un raport. Fiindcă ar considera. Asta eu aș vrea ca într-un bine, da. Din toate satele, toți știți, din malul Putru și nu știu, dar eu acolo, eu aș vrea totuși ca indicii ăștia a activității, a lucrătorilor medicali din fiecare sat să fie totuși analizați în, la o ședință a Consiliului Local. Și vreau să spun de ce pe mine mă frământ asta, de doar ce indicatori eu când am făcut, am început să fac radare de seama acolo și am făcut o analiză și văd că ei merg în descreștere. Același spor, dar spor natural și aceeași deces și aceeași nașteri și aș vrea totuși să fie făcută analiză împreună cu toți medicii de familie și nu numai șeful Centrului de Sănătate și să aflăm care spre cine este la mortalitate infantilă care noi avem pe raion. Astea sunt întrebări serioase care trebuie să le discutăm aici și pe urmă să mergem la raion. Vă mulțumesc și cred că a să fie în Damata. Doamna secretar, notați că este o propunere la ședința următoare. Martie, da. Undeva ca să dobim spațiu, să dăm rapoartele și buși să... Da, că domnul procesor când ne-a citit, ne-a citit pe limbă, dar n-am pus întrebat. Nu trebuie să spune că avem mulți care consumă băuturi alcoolice și n-ai de consumat, dar zăcuseau. Dar vrei să le cei foame, că stai avem asta în ce întrebarea numărul 7, cu privire la examinarea cererii cetățeanului Ursuleacu, pare. Cu privire la acordarea locului comun pentru construcția casei. Și aici sunt locuri? Da. Sau prevenim cererii? Nu, avem locuri, avem. Terenul modernizat. Dacă eu să l-ați studiat, da, mai mult și încovărtați cu legislația, stimați colegi, cine pentru vă rog votați. Vă mulțumesc, împotrivă. Comisia pentru că ați discutat, ați dat Bine, vă mulțumesc. Întrebarea numărul 8, cu acordarea ajutorului. Materialul decât la Maria, dar o citire cererii, tot să se acorde un ajutor material pentru operație. Avem aici certificatul de la primă. Stimați colegi, e o analogie, adică una dintre cele mai complicate întrebări și dureroase când se pun în discuție la tine, dar trebuie să fim alături. Eu vreau să vă aduc mulțumiri la toți consilierii din partea vecinului care i-am acordat ajutor și cred că a fost la timp domnul Crăciun și prin intermediul meu vă aduc dumneavoastră un mulțumesc. Mi l-a spus din suflet și eu vă redau la fel, a zis că am avut dureri, am avut probleme, dar sunt foarte mulțumit că nu m-am simțit singur. Ne-a simțit umărul, ne-a simțit ajutorul și cu care asta eu vă mulțumesc din suflet că l-am înțeles la timp și am votat pentru aceea decizie. Aici e cam tot așa. Dacă sunteți de acord, eu sunt în vot. Cine pentru cei care să acordăm suma de 5.000 de lei pentru a fi, a avea pătrat să opereze, vă rog votați. Împotrivă? Absolut și unanim. În fond de rezervă. Consiliul local pentru cetățeanul Ciurni Caiel roagă să-i se aprobe cumpărarea lotului de teren numărul cadastral 94.
420, 105, 166. Cu suprafață totală de 420. Comisie, agricultură. Comisie, da. Ați avut pozitiv, da? Frați colegi, cine pentru aceea că aceste reacții cu salutare, vă rog votați. Prin citație cu obiectul. Adică conform licitație. Vă mulțumim. Împotrivă, abținuți, unanim. Și ultima întrebare, cu terenul de cu codul cadastral 94-22-106-314, este vorba de terenul de sub fântâna arteziană, care la bar, la Valentina Seca și să fie vândut cu tot cu ce a fost acolo de la fântâna arteziană, să-l procure și să facă probleme. Eu am pus transmis, dar asta la întreprindere municipală. Când s-a făcut inventarierea, dar s-a transmis cum? Nu era, domnul consilier. Fântâna arteziană și a din cadastru la Carpul. Nu, a fost doar atunci când a fost la ședință, a fost transmisă. Hai să ridicăm toate procesele. Fântâna arteziană și a de la evidență la primărie, cu terenul, cu codul cadastral 94-22-106-314. A fost transmis... Cum să fii transmis? Fără preț? Cum fără preț? Atunci ar fi dat și-o drept că e așa din vânt și n-ați pus-o doar la întreprinderea municipală. Cum o să o scoare? Cum o să fie? Cum poți să intrați la evidență? Este de mult pus. Păi, dar și cum a făcut inventarierea care se face fiecare an, dar a zis că e așa de... Nu, nicăieri a dat și-o dăm la întreprindere. Și s-a dat la întreprindere. Are? Serios, și nu este așa decizie. E la posibilul... Cum este înseamnă că noi facem... Să fie scoasă la vânzare și vândută la licitație să fie deci tot facem dacă trăim la întreprindere. Păi, deci tot trăim dacă noi putem să o vindem. Dar poate nu trebuie. De ce trebuie să vindem noi tot? Cui le trebuie? La întreprinderea municipală. Nu, la întreprindere, la ACVA vă referiți? Da. ACVA nici bilanță nu are, ce vorbim noi? Ei nici nu pot să ia la bilanță la ceva. Cum poate? Da. Că toate spălcinile sunt la ei și asta nu poate să o iei. Ce faci, consilier? E vorba de vândut și de chis întrebarea asta. Păi ușor, da, vândut. Da. Cine pentru acest proiect de cis, vă rog, votați. Dar cine? Dar de ce? Am plecat de la evidență la ACVA Slobodena. Cine? Fântâna. Nu fântâna, pământul. Păi, acolo la fiecare fântână împrejur trebuie să fie într-un radius de 30 de metri. Ei fântâna au... Trebuie să fie în zona de protecție. Ei fântâna au demolat. Bine, fântâna nu funcționează. Pământul să le-l vindem și lasă fii străduși. Pământul să-l vindem și... Trecut la întreprindere, lăsați-o acolo. Ce trebuie? Dar să o lăsăm la întreprindere, să o folosesc altcineva. Folosiți-o străduși. Luați un buchelez, eu vă ajut. Luați un buchelez. Lăsați-o acolo la întreprindere. Nu știu eu, dar cum e? Nici la comisie n-a fost pus. Da, și de la comisie trebuie să vedem. La comisie trebuie să facem toate procedurile, a fost. Dar de ce fântâna arteziană la final și buget? Stimați colegi, merge vorba, orice întrebare din ordine de zi, domnul președinte, dacă e trecută printr-o comisie, stați puțin, eu nu apăr pe nimeni. De ce, dacă vine spământul, de ce întrebarea asta a fost examinată la... Da. Noi suntem cu pământul, de acord. Noi suntem, ea trebuie să fie la comisia noastră. Adică eu vă explic buchia legii. Dacă e trecută printr-o comisie, liber să punem ordine de zi. Prin comisie vine de bine. Avem doar la teritoriul. Mie e vorba de bani. Mie e de bani. Mie e vorba de bani. Și mai bani. Dar noi când dăm, când vindem, când scoatem la licitație, tot de bani merge, când scoatem terenul la licitație, se examinează la comisia noastră. Bun. De ce ați spus-o? N-ați spus-o la comisia. Dați-o la comisia noastră să examinăm. Nu, să dați-o și la comisia. Dumneavoastră, îmi pare că aici a fost văzut un loc să evitați că nu îmi merească la doamna Seca. Nu mă aparești, nu se zică toată documentația ce este la șoară. Da, nicio problemă. Nu e nicio gravă, nu e nicio problemă. Dar el trebuie legitimat. Da, ați fi, îți facem și nu vreau să fie. Prima așa decizie, da? Se lasă pentru... Cine pentru această decizie, vă rog votați. Pentru ședința următoare. Pentru ședința următoare. Împotrivă? Pentru ședința următoare. Abținuți? Unanim. Cu asta ordine trebuie să ai puzat. Eu vă mulțumesc pentru susținere. Și la oaspeți pentru participare. Să fiți sănătoși. Dacă ați luat ceva bun de la noi, care să fiți sănătoși. La Domn Filip. Vă mulțumesc pentru ședința care ați dus-o.